După mai bine de un an și jumătate, trenul de pe cursa Chișinău-București și-a reluat circulația. Cu această ocazie, la gara a avut loc un concert de zile mari, iar primii pasageri au fost petrecuți la drum pe ritmurile unei piese noi lansate de Zdob și Zub și Orchestra Fraților Advahov. Așa au fost petrecuți la drum primii pasageri ai cursei Chișinău-București, care și-a reluat circulația după mai bine de un an și jumătate. Cu această ocazie, Zdob și Zdub împreună cu Orchestra Fraților Advahov au lansat o piesă nouă, iar gara a răsunat aseară. La eveniment au participat mai mulți oficiali de la noi, dar și ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ionițe. Întreprinderea Calea Ferată din Moldova nu a precizat cât a costat evenimentul de lansare a cursei. În schimb, într-un comunicat de presă, responsabilii au anunțat că până la sfârșitul anului trenul va circula de 2 ori pe săptămână, iar din 2 ianuarie de 3 ori. Acesta va porni din gara la ora 17:20 și va ajunge la destinație dimineața. De asemenea, costul călătoriei a rămas același, respectiv cel mai ieftin bilet costă 19 euro, adică aproximativ 380 de lei, iar cel mai scump ajunge până la 670 de lei. Copiii vor beneficia de o reducere de până la 40%, mai spun autoritățile. Amintim că începând cu luna martie 2020 și până în prezent, circulația trenurilor de călători în trafic internațional în Republica Moldova a fost suspendată. Din 28 august a fost reluată circulația trenului Chișinău-Odessa.